bateria mașinii va fi epuizat de plimbare. Se măsoară alternator. Bună ziua! Astăzi vă arăt cum să testați un alternator pentru a funcționa. Acest lucru se face atunci când bateria autovehiculului este golit de plimbare. Se remarcă acest lucru prin iluminatul exterior și interior devine din ce în lumini mai slabe în sus, vehiculul trece complet și, eventual, simbolul bateriei se aprinde în vitezometru. Această eroare poate avea diferite cauze, cum ar fi un vcurea ruptă, sau un acumulator defect, sau chiar un alternator defect. Cum de a testa un alternator pentru a rula eu voi arăta acum. Pentru aceasta avem nevoie de un multimetru standard și rotiți butonul de la 200 de volți curent continuu. Acum vom porni motorul. Dacă motorul pe cont propriu nu se poate porni, intra cu cabluri jumper. Acum introducem pinul de testare roșu la borna pozitivă a bateriei auto, iar pinul de testare negru la borna negativă a bateriei auto. După cum se poate vedea, multimetrul arată o tensiune de 14,7 V, ceea ce este mare, pentru că un alternator funcțional trebuie să facă mai mult de 12 V. Alternatorul încarcă în mod corespunzător bateria autovehiculului. Un alternator defect generează mai puțin de 12 V, de exemplu plus 11,4 V. Ist dafür zuständig, dass eure Batterie geladen wird. Das heißt, passt wunderbar. Acum am oprit motorul. Acum vom măsura bateria mașinii în repaus. Valoarea trebuie să citească cel puțin 12 V. Valoarea acestei baterii este de 12,5 V. Acest tip de baterie funcționează foarte bine și pot fi reutilizate. În cazul în care alternator dumneavoastră de aduce mai puțin de 12 V de putere, puteți încerca mai întâi cablurile de semnale ale alternator să demonteze, iar contactele cu șmirghel la coroziune elibera, și să ungeți contactele cu un soare pol, și apoi reconectați. Atenție! Pericol! Vă rugăm să deconectați anterior borna negativă a bateriei auto, astfel încât să obțineți niciun șoc electric. În cazul în care bateria mașina prin noapte este gol, chiar dacă funcția bateria auto și alternator, astfel vă rugăm să verificați dacă ați instalat un sistem de sunetif. În cazul în care radioul și ta amplificatoare este probabil conectat la plus permanent. Sper că te-am ajutat și vă doresc mult mai distractiv la locul de muncă. Avertisment, nu există nicio garanție și nicio garanție pentru corectitudinea și caracterul complet al lucrărilor prezentate. Vă rugăm să solicitați un mecanic profesionist cu licență înainte de a încerca să se repare. Instrucțiunile sunt legale de siguranță pentru a obține leziuni. Mulțumesc! La revedere!